Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tale Dimineții. Aici, la Hunedoara 1 TV, suntem în direct. N-a mai fost de mult așa de dimineață, așa cum îmi place mie. I-ați văzut deja mânuțele în cadru. Știți deja, probabil de ieri, cine va fi invitatul meu din această dimineață, Nicol Ebner. Bună dimineața, Nicol! Bună dimineața, soare! Bună dimineața, dragii noștri! Nu știam unde mi-am băgat mânuțele. La un moment dat se vedea în cadru că ești lângă mine. Bine, noi am făcut promo de ieri. Deja cei care ne urmăresc știau că vei fi alături de mine aici la Dale Dimineții. Și era clar că o să fie o emisiune mai specială. Că așa mai specială, dar temperată totuși. Temperată? Ne temperăm. Suntem în postul Paștelui. Suntem în postul Paștelui. Azi e Sfântul Gheorghe. Și spunem la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Gheorghe, George și toate derivatele. Și aici avem Georgeta Tomuță. Îi spunem la mulți ani, doamna director de la JOFM Hunedoara, prietena noastră. Și mai avem un om drag nouă și prezent mereu în emisiunile Tale Dimineții, pe domnul profesor George Câlțea. La mulți ani! Dirijorul orchestrei ansamblului profesionist Drăgan Muntean. La mulți ani tuturor celor care poartă numele de Gheorghe și toate derivatele de care vin din acest nume. Ghiță. George, vine Ghiță și nu știu, mai sunt? Mai sunt, Geo. Geo. Asta căutam, că eram cu ochii în telefon când am intrat în direct. Asta căutam, dragii mei, o postare în care să-mi apară toate numele, dar o să găsim și până la urmă. Georgina, Georgiana sunt derivate și pentru femei. Da? Știi? Da, da, da. Da, la mulți ani tuturor. Să sperăm că vor avea o onomastică faină. Să sperăm că nu va ploua și am văzut că vor urca temperaturile până la 13-14 grade, poate că va fi o zi până mai acum plântă. Acum n-a fost foarte rău, numai că a bătut vântul, știi, vântul de la munte și la munte stratul Anin. De zăpadă e, da, 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 consistent, mărișor. Da, și cu bune și cu rele, asta e și vremea ca oamenii și oamenii ca vremea și uite așa ne completăm. Da, viața e frumoasă. În dimineața aceasta am citit un mesaj foarte frumos care mi-a plăcut și îți dă așa o stare de bine. Vibe se spune, dragă. O mă iertați. Vibe, pozitiv. Da. Nu, o stare de bine, că la noi la români, că eu rămân ancorată nu vezi că limba română. Miticii la trei vorbe sunt cu vibe în gură. No, deci noi provinciali, știi, mai clasici, da. Nu avem căutare. O să ajungem și la o să tot povestim că avem și teatru, avem și muzică, avem și dans în dimineața asta, avem de toate. Mesajul e așa: atâta timp cât avem prieteni, ziua de azi e minunată. Atâta timp cât avem amintiri, avem ziua de ieri. Atâta timp cât avem speranță, ziua de mâine mai poate aștepta. Un mesaj foarte frumos și care mi-a dat așa o stare de bine și care îmi dă speranța că nu ne pierdem și că orice s-ar întâmpla, dragii mei, mai devreme sau mai târziu, lucrurile bune vor învinge, iubirea va învinge. Știi că în filmele alea siropoase și de proastă calitate de pe un canal pe care eu uit să-l schimb. Nu putem da numele canalului de televiziune, dar cu toții sunt convinsă că... Mă gândeam la ce canal, despre ce canal de filme siropoase, de dragoste. Am un prieten spune că de proastă calitate. Dar nu e adevărat. Nu e adevărat. Sunt milioane de femei care se uită la astfel de dulcegării, la astfel de povești de dragoste siropoase. Noi așa zicem, pentru că lucrând în presă, știi, ai tangență cu alte situații și atunci sentimentele tale se cam tăbăcesc, știi?
Dar și nu te mai ui, no, ce e cu dulcegăria aia, ce e cu mare scofală, dar și tu ai trecut prin, și fiecare dintre noi da, eu mă uit, eu iubesc da, filmele siropoase și de proastă calitate, da. Nu știu cum să-ți da, spun. Da, te destinzi și apropo de ce ziceai, știi, mai trăiești din amintiri, știi, că zici, și eu am pățit așa. Da. Și parcă știi ce urmează, pentru că dacă ai pățit și tu așa, știi și ce urmează, care este finalul filmului, știi? Și toate de... sunt cu happy end. Toate. Și de foarte, foarte multe ori am întâlnit situații, extrem de multe ori am întâlnit situații în viață în care am spus... Wow, viața bate filmul. Nu, ai văzut. Secretul fericirii, piesa de teatru. Toată lumea s-a așteptat să am un comentariu. N-am avut, pentru că povestea aia aproape, aproape, nu chiar cuvânt cu cuvânt, dar nu foarte departe, a fost... Seamănă cu poveștile multora dintre noi. O poveste reală de viață pe care o cunosc foarte bine, foarte bine și nu... După ce am plecat din sală cu Claudia și cu Petronela, am zis, bă, subiectul interesant de viața poate bate filmul, pentru că unii dintre noi chiar am trăit real acea poveste. Apropo de happy end și de final fericit, americanii au lucrat foarte, foarte mult la mentalitatea populației. Dacă vezi în filmele americane, gen Rambo sau altele, un soldat decimează o întreagă armată dușmană, luptătorii lor sunt cei mai cei, avocații lor sunt cei mai cei, totul iese la nivel foarte înalt la ei. Totul se termină cu happy end, dar asta a fost politică de stat. De ce? Americanul lucrează, vine acasă, își ia popcornul, berica sau mai știu eu ce, se așează în fața televizorului. Dacă vede un meci de baseball sau mai știu eu ce, la ce se uită, e ok, dar la filme trebuiau să fie cu moralul ridicat, spre seară, să fie fericiți, că ei sunt cei mai tari, sunt cei mai buni, așa li s-a inoculat încet, încet prin filme, pentru că a doua zi se duceau la lucru și dacă erau supărați, atunci se pare că moralul lor nu era prea ridicat și nu dădeau nici randament la... Sunt teste făcute publice pe tema asta. De asta, noi dacă ne uităm și în zi de astăzi la filmele americane, vedem că ei sunt buricul. Una la mână, a doua la mână, când Oliver Stone a făcut Plutonul și a scos în evidență că în războiul din Vietnam, de fapt, americanii s-au bombardat unii pe alții, deci au scos în evidență realitatea, a fost un dezastru național, cum a putut, l-au blamat, l-au expulsat, l-au, nu se poate așa ceva, dar noi americanii, nu facem așa ceva. Da, e făcătură, e câte și mai câte. No, noi românii facem filme de genul... Că ne-au măcelărit, că ne fură, că ne înjură, că ne... toate relele de pe pământ. Și ultima statistică, ce a scos în evidență? Statistică făcută la nivel european. Avem probleme cu bibelica. Avem? Foarte suntem tare. Depresivi. Am văzut, suntem, suntem depresivi. Da, suntem depresivi și cu probleme. Păi, n-au ce să aleagă în armata americană, că de asta am făcut armata din România. De asta am făcut paralela cu armata americană. Și cu, da, ei sunt buricul, ei sunt cei mai cei și, într-adevăr, ce selecții se fac acolo. Și ai noștri nu sunt în stare, deci acum se face selecția pentru armată profesionistă, da? Și nu sunt în stare să treacă baremele sportive, nu trec testele psihologice, deci e prăpăd și nimeni nu se ocupă de ei. Deci vezi că sunt cu probleme, dar măcar îndrumă-i, băi, copile, du-te
la un psiholog, du-te și ia-ți un tratament. Deci suntem varză, pentru că în funcție de asta se trage o concluzie la nivel național. Deci dacă cei mai cei care trebuie să apere țara, să te apere pe tine, sunt vai și amar de capul lor, înseamnă că și poporul e la fel. Din ce selectezi? Din rândul nostru. Păi dacă ei sunt ca și cu parlamentarii și cu ceilalți. Ajungem și la ei. Dar ziceam, din rândul nostru îi selectezi și pretenții să ai, măi. Dacă ăștia trec toate testele. Da, imediat ajungem și la ei, dar vreau să fac un anunț, dragii mei. Ăștia nu dau teste. Bună dimineața, Rosi. Da. Dar ar fi mișto să fie testul psihologic. Dacă poți eliminatoriu. Eliminatoriu. Avem un tratament pentru depresie, dragii mei. Vă invităm la o excursie în pași de dans. În pași de dans în jurul lumii. Mihaela Răchită, Vlad Danciu și prezentatorul nostru mult iubit Andrei Ștefănescu pe 28 aprilie. Ne invită la o călătorie în jurul lumii. Eu sunt tare curioasă să văd scenografia, să văd cum ne invită la bord. Eu nu m-am urcat niciodată în avion, poate mă urc în 28 aprilie. Deci, în 28 aprilie, ora 17, la Centrul Cultural Drăganu Dragnea, la Casa de Cultură, lângă noi aici, lângă IPH, avem un spectacol. Ce am eu în mână? Am una, două, trei, patru, cinci, șase. Șase invitații. Șase, cinci, că una am scăpat-o. Da, o avem. Șase invitații. Șase prieteni ale mi- șase poartă în casă. Jucăm table. Așa s-a nimerit. Șase prieteni ai emisiunii Dale Dimineții. Astăzi. Dragii mei, astăzi o să mai spun pe parcursul emisiunii cine scrie cel mai frumos mesaj de dragoste care vine din dans. Nu știu, combinați iubire, dragoste, dans. Aștept mesajele în live, aici în comentariile de pe Facebook, și primește o invitație la spectacolul din 28 aprilie de Flurii. O duminică specială, pentru că e, înainte mulțumesc Rosi, este duminica de Flurii, la ora 17 ne vedem la Casa de Cultură. În pași de dans, dragii mei, alături de Mihaela Răchită, Vlad Danciu și Andrei Ștefănescu. Aștept mesajele înainte de închiderea emisiunii. Vom anunța și cine a câștigat cele șase invitații. Deci nu uitați, aștept pe live, da, un mesaj frumos combinat între dragoste și dans. Știu eu că avem aici câțiva telespectatori care și dansează și iubesc dansul. Și aștept mesajele dumneavoastră. Diseară, la teatru, Nicol, 113 ani de teatru. Da. Am aici salvat 113 ani, mi se pare. Mulțumesc, de la Rosi, ca în fiecare dimineață. De când s-a clădit, de când a fost construită clădirea, nu? Zice, teatru este un indicator de civilizație și progres, un mijloc de educație permanent și un factor de apartenență culturală la marea familie hunedoria, europeană. Eu am rămas cu hunedoreni, da, frate. Eu s-a ancorat în județul Hunedoara. La ora 19, Mihai Panaitescu, directorul teatru, managerul teatrului, regizor, doctor Mihai Panaitescu, a fost invitat la noi la Hunedoara 1 TV, în cadrul emisiunii Hunedoara în direct, prezentator și realizator Petronela Tămaș, alături de vicepreședintele Consiliului Județean Ioan Bădin, și au vorbit nu doar despre acest eveniment, despre tot ce s-a făcut în anii aceștia pentru teatru hunedorean, dar se pare că anul, în această seară,
vor povesti, vor dezveli o plachetă. Nu știu, dacă sunteți curioși, mergeți la teatru în această seară. Da, păi în general nu trebuie să dai tot din casă. Da, nici da, vreau să zic. Da, 113 ani de teatru Hunedorian, dragii mei, de seară la teatru. Ce mai avem la teatru? Că mai avem, mai ții minte? În 26 aprilie? Nu știu programul de la teatru, sincer, să fiu. În 27 aprilie ne reflectăm în oglindă, Roxana. Eu pe site-ul prefecturii, să ce mai e cu dosarele candidaților. Andreea Oprean, fiica actriței Roxana Olșanski, un proiect frumos. Un proiect cu oglinzi și cu reflexie, o poveste de viață între mamă și fiică. Le-am avut invitate aici la Dale Dimineții, am povestit despre acest proiect. În 26 aprilie la teatru ne privim lucrare de disertație, nu de licență. Da, pentru că Andreea termină masterul. Foarte frumos. 26 aprilie o să ne vedem la teatru. Deci avem câteva evenimente culturale, să spunem așa, pe placul nostru. Începem în această seară o jumătate a săptămânii foarte încărcată, pentru că începem de marți și încheiem duminică. Și cu teatru și cu... Adevărul este că Mihai este făcut pentru, și pentru regie, și pentru scenografie, și pentru actorie, dar și pentru postul de manager al acestei instituții. Pot să spun, în atâția ani de presă, că este perioada glorioasă a acestei instituții. A reușit să ducă teatrul, iată, și în turnee, în afară, să câștige premii. Recunosc că în perioada asta, în ultimii ani, cred că s-au făcut premiere cât nu s-au făcut niciodată în cei 113 ani aici la DEVA. Felicitări, dar cred că e o muncă intensă să faci ceea ce reușesc să facă ei. Îi vedem pe scenă că râd, că plâng, că dansează, cântă, dar în spate e o muncă enormă. Sunt profesioniști. Avem noroc. Bine, foarte mare noroc. Diseară va fi și piesa Interludii, încă o dată jucată de membrii teatrului din Excelentă piesă. Cu fost la cei premieră. De la IDE Sârbu. Deci va fi... Nu numai de la IDE Sârbu. Am zis din teatrul de DEVA cu teatrul IDE Sârbu Petrușani. Foarte, pentru că am înțeles de la voi, de la tine și de la Petronela, care v-ați ocupat de această piesă de teatru deosebit. Eu am fost la premieră. N-am vrut să o ratez. Mai ales că e vorba de regia unui titan în domeniu, nu? Housewater, să avem pardon, nu regizează orice fel de piesă și oriunde. Este o realizare enormă, enormă. Da. Avem și mesaje. Adrian Mureșan ne spune bună dimineața și o zi frumoasă. Eddie Hintz ne-a urat bună dimineața ca în fiecare dimineață și mulțumim că e alături de noi. Daniela Enea ne spune bună dimineața. Doamna Adriana Furcă ne spune bună dimineața, zi binecuvântată, cu multă sănătate, poftă bună la cafea și la mulți ani frumoși și sănătoși tuturor sărbătoriților. Vă mulțumesc anticipat pentru tot ce ne oferiți. Pupici dulci, Doamne ajută tuturor, Doamne ajută, doamna Adriana, și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vasilica Mocan ne spune bună dimineața. Aștept mesajele, dragii mei. O să aștept mult și bine, că ai dat o temă foarte grea, ca și cum nu vrei să dai invitațiile.
Păi dar numai înainte vorbeam că noi suntem obișnuiți. Trebuia să spui cine băhulește cel mai tare pe nu știu cine. Atunci să vezi că cine imediat scrie un mesaj frumos de dragoste, cu dans. Păi dans. De unde? Ori dragoste, ori dragoste, ori dans. E și complicat. Dragoste și dans. E greu. Nu știu, până 50 de minute, 40 câte e mai greu, sunt. E greu. Găsim telespectatori care să ne spună un mesaj frumos de dragoste cu dans. Dar nu se poate. Cineva trebuie să găsească combinația dintre dragoste, iubire și dans. Tocmai azi de Sfântul Gheorghe, că e o zi frumoasă de sărbătoare la noi, la români, trebuie să găsească, să scrie un mesaj frumos de dragoste. Bună dimineața, ne scrie tanti Maria. Și noi o salutăm și îi mulțumim că se trezește cu noi în fiecare dimineață. Rămânem ancorați în partea frumoasă a acestor zile și mergem la Petroșani. Am fi vrut noi să mergem la San Remo cu cântecul, dar nu mergem la San Remo, că mergem la Petroșani, dar prin intermediul imaginilor de pe Facebook. O mână de copii minunați au dus steagul României la San Remo. Haideți să vedem câteva imagini, să ne bucurăm, să putem să și plângem, dragii mei, că lacrimile de bucurie ne curăță ochii. Și când îi vezi cât sunt de minunați, parcă schimbă ziua, nu știu. Haideți să vedem despre ce e vorba și pe urmă povestim cu Nicol. Iacom Petroșani! De clubul copiilor Balea Juniului. The next group comes from a small school in Romania and they've already taken part in the JAF in 2007. The group is made of children of all ages, from 5 to 18 years old, and the song they present was composed directly by the school. The title means without war. This is the message they want to bring to the whole world, and the refrain that highlights this message is sung in three languages, Italian, English, and Romanian, precisely for this reason. Io posso tentare di dire il titolo della loro esibizione, che è Fara Razvoi. Un applauso ai ragazzi della Romania.
Bravo! Sanremo, copiilor, dragii mei, locul întâi la una din secțiuni. Glasuri de argint. Glasuri corul, de argint, da, e corul. Da, din Mărgeului. Foarte frumos. No, Sanremo, iată, un festival cu tradiție. La fiecare ediție există câte o temă. Știi? Se pare că anul acesta a fost tocmai fără război. No, au fost și câteva nemulțumiri pe acolo, pentru că este o secțiune cu interpretare individuală, sunt coruri, sunt pe vremuri, dacă ți-aduce aminte, ne uitam la festivalul de la San Remo dedicat copiilor, unde mi se părea așa, îi vedeam pe italieni că erau degajați, noi obișnuiți cu corurile clasice, știi? Ei aveau o altă interpretare, o altă abordare. Iată că am ajuns și noi acolo cu o altă interpretare, cu o altă abordare și felicitări pentru copii. Mare lucru, pentru că, știi, remarcam ținuta. Da, ne-am uitat pe imagini înainte. Într-adevăr, știu că am fost cu Rosi la una din ședințele de Consiliu Județean, în care cineva, unul din consilierii județeni, spuneau că acești copii trebuie să ajungă la San Remo. Nu știu cine le-a plătit până la urmă drumul, era vorba de o sumă considerabilă. Păi, nu știu cine i-a ajutat, n-am urmărit subiectul. Venea atunci domnul președinte Laurențiu Nistor cu o propunere să se doneze din indemnizațiile consilierilor județeni. Nu știu dacă s-a făcut sau nu, nu știu câți bani s-au strâns și cine i-a ajutat, dar acești copii au ajuns la San Remo. Astăzi îi vedem, mie îmi dau lacrimile, îmi scrie Roxana Olșanski: Dumnezeu este iubire, vă pup, doamnelor, și noi te pupăm și îți dorim succes de seară pentru evenimentul care îl aveți. Tocmai am vorbit despre el, Roxana, evenimentul vostru de la teatru din această seară și despre evenimentul pe care l-ai alături de fiica ta în 26 aprilie. O să mai revenim asupra acestui eveniment. Uite, oamenii că, precum Roxana, că știi, Roxana cred că a fost așa când a fost copil și astăzi e un mare om cu suflet deosebit. Nu știu cum reușesc copiii ăștia, câtă teamă, câtă... stai seama câte repetiții, câte... Eu mă tot gândesc la sufletelul lor, pentru că noi avem emoții că intrăm într-o emisiune. Dar aminte să pleci de la Petroșani și să te duci la San Remo și să urci pe scenă, să ai o reprezentație wow și să aduci premiul unei secțiuni acasă. Felicitări și celor care i-au pus la oaltă, pentru că în spatele acestor copii sunt este părinți. O profesoară, așa? A reușit, o profesoară să-i adune. Ce este de remarcat este compoziție specială făcută pentru ei. Melodia este compusă de acolo, în Valea Jiului, din Petroșani. Foarte frumos. Deci totul este autentic. Avem o poză cu grupul Rosii când ai... Acum vin și anunț și le dau premiile. Exact, președintele festivalului vine și le dă premiu. Ai să vezi și pe doamna profesoară. Am pielea, da. Am pielea așa de grină pe mine, și am emoții. Și emoționată, da, că nu mai știa pe scenă încotro să o ia, știi? Uite-o. Doamne, să dea Dumnezeu sănătate, să ducă mai departe și putere, în primul rând, sănătate și putere, să ducă mai departe acest proiect. Uite. Foarte frumos. Foarte frumos. Și copii minunați, vezi? Îngeri, eu tot mereu spun, sunt atât de
Deci mă uit la ei și nu-mi vine să cred că acești copii au putut urca pe o scenă, sunt parcă purtați așa de, pe o scenă atât de importantă, sunt parcă purtați de val, de aripi, știi că, mă spun eu mereu, parcă îngeri care îți dau avânt așa și te duce într-o altă lume. Copiii aceștia vor fi marcați de o faptă bună pe toată viața. Uite, de aici, nu ai cum să fii depresiv. E o schimbare de mentalitate. Uite, e un semnal extraordinar de pozitiv pentru Valea Jiului. Extraordinar de pozitiv, știi? Că toată lumea zice că Valea Jiului, vai, știi? Toată lumea se plânge. Dar... Ia uitați! Felicitări tuturor, dragii mei, cei care i-ați însoțit pe acești copii, i-ați adunat la oaltă. Și au făcut posibilă participarea. Și cei care au făcut posibilă participarea. Asta este foarte cei care important. Au dat bănuțul, că până la urmă se pare că totul se rezumă la bani, dar uite că cei din județul Hunedoara reușesc cumva să se adune. Se aduce aminte de reclama aia de acum vreo 30 și dacă vrei, poți. Dacă vrei, poți, da. Da, adevărat. E județul ăsta binecuvântat, eu mereu spun, și avem atât de mulți oameni de bine și avem atât de mulți oameni care își doresc binele pentru ce avem aici în județul Hunedoara. Și dacă toți suntem la secțiunea Iubim județul Hunedoara, mai am o surpriză pentru dumneavoastră, dragii mei. Doi hunedoreni minunați care au urcat pe scenă în gala laureaților la festivalul concurs Drăgan Muntean și care după festival i-am întâlnit în foaierul teatrului și au hotărât ei așa să se susțină unul pe celălalt și să facă ceva pentru județul nostru. Se pare că așa greu, dar glasurile noastre cumva se adună. Mai greuți, dar uite, de la Petroșan la Sanremo... Noua generație. Da, ce uite. Spuneam, uite, ne împing de la spate, vrem, nu vrem, schimbăm acazul. Nu putem să trăim o veșnicie în starea asta de miserupism, știi? Se implică, fac planuri de viitor, e foarte important. Și mulțumim Roxana pentru informație. Berchi Ileana este profesoara lor și motorul acestui minunat cor. Da. Mulțumim, Roxana, mulțumim că ne-ai informat. Uite, asta înseamnă să fim suflet lângă suflet, om lângă om. Și uite așa, acum, noi știam. Am vrut să văd dacă cineva... o să ne transmită această informație, pentru că de acolo de unde am luat informațiile, știam și cine e, că e toată povestea. Da. Dar uite că așa cum am așteptat, mulțumesc Roxana, Roxana ne-a transmis informația. Asta înseamnă să ducem cu noi din vorbă în vorbă tăvălugul. N-am vrut să spunem noi, am vrut să vedem dacă cineva dintre telespectatorii noștri ne va spune cine e acel om minunat, doamna profesoară Berchi Ileana, care adună acești copii la oaltă. Roxana, ai un condei de milioane. Ia, poate reușești să dai tonul, să le dai așa un mic imbold, un mic exemplu telespectatorilor noștri pentru concurs. Nu știu dacă tu ai prins concursul. Pentru cei care au venit mai târziu alături de noi pe live, am 6 invitații la călătorie în jurul lumii. Călătorim în jurul lumii în pas de dans în 28 aprilie. Alături de Mihaela Răchită, Vlad Danciu și Andrei Ștefănescu, vrem să dăruim 6 invitații la spectacol de flori, 6 persoane. Mulțumesc, Rosi, dar iartă-mă, le-am lăsat mai jos, foarte așa. Și am spus cine îmi scrie un mesaj.
de dragoste și dans. Poate ne ajuți, Roxana, poate ajuți pe telespectator. Exact, exact, exact. Dă tu tonul, dă așa, tonul, cârligul, mai știi? Jos, așa. Ca să, de care să se agațe cei care, vor să participe la, eveniment. La acest dăruire de invitații. Da. Rămânem în atmosfera Iubim Județul Hunedoara și cu Rosi împreună, că fără ajutorul Rosi nu se poate, avem un material. Haideți să vedem un material scurt despre ce este vorba. Ați câștigat amândoi aici acasă, la Deva, în Județul Hunedoara. La final de concurs mi-ați făcut așa o declarație și ați cerut cumva ajutor. Voi ați spus că voi v-ați hotărât să vă susțineți unul pe celălalt și să promovați Județul Hunedoara. Cum v-a venit, frate, ideea asta? Această idee a venit în urma întâlnirii noastre, reîntâlnirii noastre, după mulți ani la festival la Lucreția Ciobanu, la Sibiu. Și dat fiind faptul că amândoi am evoluat atât de frumos și ne înțelegem atât de frumos, ne știm de atât de mulți ani, vrem să ne susținem unul pe altul, fiindcă niciodată nu ești singur. Întotdeauna ești cu cel de lângă tine care crede în tine și te susține. De atunci noi spunem că suntem împreună pentru Hunedoara. Nu contează cine câștigă, ce câștigă, împreună suntem și împreună vom continua să mergem. Cunoaștem amândoi frumusețea folclorului din această zonă și, deși reprezentăm zone folclorice diferite, cred că putem aduce în valoare tot ce are de oferit Județul Hunedoara și aceste valori care trebuie scoase în ochii publicului. Vreau să-i mulțumesc colegii mele, Ana Noțoiu, pentru că mă susține și m-a susținut încă de la începuturile mele și vreau să spun că pentru mine a fost mereu un glas așa, am simțit-o ca pe o soră, în domeniul artistic și mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Încă o dată la unison, ce vreți voi împreună pentru Hunedoara, că n-am auzit eu bine. Împreună pentru Hunedoara! Dragii mei, te surprind astfel de tineri. Nu mă așteptam la cei doi. Vorba lui Felicia Stoian, mi-s tare dragi copiii ăștia, acești prunci. Ana Nuțoiu a luat un premiu special înmânat de Bogdan Toma din partea Asociației Pădurenilor, asociație pe care el a creat-o, și Vlad a luat premiul întâi la festivalul concurs Drăgan Muntean. Anul trecut a luat doi, anul ăsta a luat premiul întâi. Îi felicit din tot sufletul pe amândoi, pentru că amândoi muncesc extraordinar de mult între școală și tot ce fac și nu renunță la orele de canto, la orele pe care, repetițiile pe care le fac, înregistrări, spectacole. E o muncă deosebită, un timp, nu știu cum le ajunge timpul, că eu mă tot gândesc cum le ajunge timpul. Vlad e încă la liceu militar, anul acesta are examenul de bacalaureat, dar cei altă doi tineri... Alt ritm, da, noi... Te-ai auzit, noi, împreună noi facem, să ținem Județul Hunedoara, da, copiii ăștia, poftim. Adică un moț cu o păduriancă, frate, sunt adunate la oaltă, sunt gândit, ce să facem noi pentru... Județul Hunedoara. Da, uite, deci, asta e mare lucru. Foarte important, pentru că e un gând constructiv. Probabil și mesajele pe care le-au primit, nu neapărat în ultima perioadă, dar când vezi că la nivelul Consiliului Județean, la nivel de primării mai putincioase sau mai neputincioase, fiecare încearcă să facă ceva, știi, pentru a răzbi și a merge înainte, iată, și ei au luat decizia. Avem un folclor nemaipomenit. Îți dai seama că în județul ăsta, ei la asta s-au gândit, să ducă mai departe, să devină celebri, exact cum a fost Drăgan Muntean și alții, Elena Merișoreanu, da? Și ea numai că a plecat din zonă, dar ea aici s-a născut, aici s-a lansat, de aici a cules folclor autentic.
pe care l-a promovat în repertoriul ei. Uite, avem Mariana Deac, Mariana Angel, știi? Ovidiu Olariu, Ovidiu Homorodean, da, care deși locuiește la Sibiu, Ovidiu Homorodean și activează ca și om în cadrul ansamblului Cindrelul Junii Sibiului. El duce mai departe folclorul autentic românesc. Avem pe Bogdan Toma, care deja e la nivel național, duce... Și avem pe domnul manager Ciprian Roman de la Centrul de Cultură și Artă, care în continuare se luptă cu morile de vânt pentru a păstra aceste tradiții, pentru că au fost foarte mulți ani. Ăștia s-au angrenat tocmai să facă ceva pentru județ, să ducă și ei mai departe, să contribuie. Pentru că copiii văd, acum fără nicio... Acum și ei sunt, îți dai seama, dornici de afirmare, dornici de... Să fim serioși, se vede că în ultimii ani, cel puțin se vede cu ochiul liber, dacă ne uităm pe rețelele de socializare, că lumea se întoarce la tradiții, pentru că e ca o modă. Știți, s-au purtat pantalonii evazați, foarte mulți ani nu s-au purtat, noi ne-am întors la pantalonii evazați, au fost ani de zile când s-a purtat. Așa se întorc și oamenii la pământ, la nu numai românii, în general, pentru că ne uităm la toate festivalele care se țin pe Mapamond. Haideți să fim serioși. Am văzut ansamblul Pădureanca în acel festival din Italia, unde toate, nu știu câte popoare s-au dus să-și prezinte dansurile autentice de la ei, de acolo, de acasă. Și mă uit în jurul meu și vocile astea răutăcioase care spun nu mai avem folclor, nu mai avem identitate, nu mai avem... Măi, fraților, uitați-vă în jurul vostru, sunt atâtea ansambluri, în fiecare zi mă lupt cu ideea asta de a o scoate oamenilor, românilor din cap, sunt atât de mulți copii care s-au îndreptat către folclorul autentic românesc, curat. Ne uităm, ansamblu Pădureanca, copiii lui Nea Vasile Enea de la Hațegana și salutăm că văd că ne-a scris bună dimineața, lângă Centrul de Cultură și Artă, Școala Populară de Artă, care are o sumedenie de copii care fac de la instrumente. Eu am avut pe copii aceia aici în emisiune care spun că vin de la Hunedoara, cum e Mario, vine de la Hunedoara la repetiție. Avem profesori, avem oameni ca cei din Consiliul Județean și aici începem, vrem, nu vrem, să le spunem numele, oamenii ăștia nu numai că dau bani pentru cultura asta, dar se și duc fizic, frate, acolo, adică l-am văzut pe președinte acolo în sală, toate acele ore a stat lângă fiecare copil. Au venit copiii, au vrut să facă poze cu domnia sa, există sute de poze, omul ăla chit că e în campanie electorală, a stat lângă fiecare copil și a felicitat fiecare copil în parte. Am să nu fim răutăcioși. Există implicare. Și așa cum o spun, poate se supără unii pe mine, dar managerul Centrului de Cultură și Artă, Mihai Panaitescu la teatru, Sebastian Bara la bibliotecă, Radu Barb la Direcția de Monument, păi se vede că oamenii ăștia apreciază și pun osul și se dă înainte și că județul Hunedoara dă înainte. Și știi de ce au apărut comentarii răutăcioase și știu eu, dezicerea asta că nu mai avem folclor și tot din cauza unor artiști care au renunțat la folclorul autentic. Și acum se dau că vezi, doamne, nu știu ce și nu știu și cum și e să-și cânte tragediile personale. Am auzit-o pe președinta juriului, profesor dr. Elize Stan, de la TVR1. Avem viitor. Toți copiii ăia, 47, a fost foarte greu să fie departajați. N-au putut intra toți în concurs. Din 47 au intrat 20. 8 sau 9 au urcat, că n-am numărat toate premiile. 8 sau 9 au fost premiați. Nu ai cum să spui că țara asta și că folclorul autentic românesc nu are viitor, pentru că cei de la ansamblu profesionist Drăgan Muntean,
te uiți la corpul de balet mai departe, venirea lui Cătălin, faptul că Cătălin Bălan, al lui Mariana Lemneață, a tuturor celor care sunt acolo, pentru că nu ne ajunge timpul niciodată să-i numim pe fiecare în parte. Orchestra a evoluat în ultimii ani atât de bine, am văzut pe scene renumite sub agheta profesorului George Câlcea. Da, mă, dar vezi, aici este și ar trebui să vedem realitatea, nu povestea, comentariile noastre răutăcioase. În pași de dansă. Știi? Că s-a luat în derâdere această ofensivă culturală a Consiliului Județean. Iată, ofensiva culturală susținută și financiar de Consiliul Județean și culege roadele. Da? Deci, pe invitație, Roxana Olșanski, în pași de dans în jurul lumii, hai în balans, în ciuda vremii să te simți bine, să se îmbină în timp frumos, cu oameni buni și de folos, că arta veșnic va dăinui și inimi calde tu vei simți. Deci nu uita, drag spectator, că și tu poți fi dansator. Hai repede și nu mai sta, că te așteaptă invitația. I-am spus. Mulțumim, că Roxana. Roxana. Da, mă, dar tu ai făcut mai mult decât am cerut, pentru că acum s-au speriat și mai tare telespectatorii, că se gândesc, aoleu, trebuie să scriem cu rimă, cu încrucișată, împerecheată, cu mai știu eu ce. Foarte tare. Știam că poți, de aia te-am provocat. Și așa facem. Roxana, ai dat mesajul, ai două invitații, ca să nu mergi singură la spectacol. Mai avem, dragii mei, încă 4 invitații și mai avem 7 minute, Rosi, de emisiune. Mai avem încă 4 invitații, 2 sunt al lui Roxana, un mesaj extraordinar. Haideți că mai aveți timp să ne scrieți mesaje, să primiți invitațiile la pași de dans în pași de dans. O să dăm, Rosi, încă aștept să vedem, poate ne scrie cineva, da, dar le dau pe toate 4 pentru fidelitate, dacă nu ne scrie nimeni, n-are nimeni curaj. Ți-am zis, ai pus o temă. Mulțumesc. Foarte complicată. Voi participa cu mare drag. Roxana, te așteptăm la redacție, să vii să le ridici, să ne facem poze, să le vadă lumea că ți-ai luat, ne facem și noi popularitate, că mergem împreună la spectacol de flori. Voiam să spun că mai apelăm la ajutorul telespectatorilor noștri. Am primit o fotografie și de fapt un link primisem cu o fotografie. A apărut o instituție, un spațiu, nu știu. Că știe cineva să ne poate spune despre ne lămurește, ce e vorba. Da. Stai să... are o denumire, nu știu cum să vă spun. A apărut o ușă, o emblemă a primăriei Deva. S-a inventat sau poate nu inventat acum, poate că e de mult, deci, dar nu știm noi. Sinceră să fiu, nu pot să-mi dau seama despre ce este vorba, dar scrie cam așa acolo, of, firar să fie. Ceva cu inovație. Așa, centru de inovare și imaginație civică Deva. Nu vă să cred. Pe bune, uite-te și tu acolo, Primăria Municipiului Deva, Centrul de Inovare și Imaginație Civică Deva. Pentru mine e foarte complicat. Da, și pentru mine e foarte complicat. Poate știți dumneavoastră sau dați-vă dumneavoastră cu părerea ce ar putea fi acum cu imaginație civică. Nu știu ce să spun, că copiii noștri cu inovațiile pe la cluburi, pe la cercuri, pe la școli, pe la... Dar imaginație civică, pe bune.
Imaginație civică. E o ușă închisă, imaginație civică. Nu eu aici... Ioana, e o ușă închisă, ușă închisă. E vorba de reclamă. Păi poți să-ți imaginezi? Nu mă pot abține, dragii mei, azi că suntem în postul Paștilor. Copiii ăștia duc județul Hunedoara la San Remo. Copiii ăștia la doi, Vlad cu Ana Anuțoiu, vor să promoveze județul Hunedoara. Și... și primăria de și primăria Vendeva creează un spațiu de imaginație. E civică. Civică. Nu, no, nu mai aici imaginăm niște gropi. Probabil, nu mă pot este abține. Un atelier. Nu, imaginație de civică. De, probabil poți să-ți un... dai filme câte vrei no, de acolo, de la este, este un spațiu, un gen de atelier în care îți imaginezi cum ar fi viața stai, că avem Neva. Un mesaj. Cum ar fi viața în am Neva. Inovat? Nu, stai, doar am visat că imaginația civică ar fi o chestie silvică. Mulțumim, Roxana! Nu, eu mențin punctul de vedere. Cred că este un spațiu în care te duci și te reculegi și îți imaginezi cum ar fi viața în Deva dacă... Cum? S-ar fi făcut toate proiectele dacă ar fi fost o administrație implicată. Nu fi răutăcioasă, că dacă... avem 270 de milioane de euro pe hârtie. Îți luate pe caiet. Lasă-mă mai să-mi contează. Imaginez, să dau drum, să dau frâu liber imaginației civice. Da? Lasă-mă să dau frâu liber. Tot de la centru. Ce Centrul de inovație și imaginație civică. Ne imaginăm, dragii mei, cum ar fi Deva fără gropi, fără jaloane, fără iarbă. Ce spuneam eu, mă, de asta e imaginație civică. Cum ar fi Deva? Eu am mai avut o emisiune cu Nicol și cu Rosi într-o dimineață, nu o să o uit niciodată, trebuie să o caut pe YouTube. Să dai reluare? Aia cu, da. Cu pastiluța, mai ți-aduce aminte? Aia suntem, frate, zis, aia suntem SF-ul țării aici în Deva, dragii mei. Cu biletele pentru pensionar nu mi-a trecut. Ful-ful, zice Roxana, așa rămâne Roxana, ful-ful zburăm, salutăm și pe domnul Clej. A intrat live-ul. Poate ne spune domnul Clej, ne trimite mesaj acolo. Ce-i cu biroul ăla? Ne dai un mesaj repede, ce-i cu ușa aia pe care scrie imaginație civică de vacă. Poate știe domnia sa ce-i cu centru de inovare și imaginație civică de vacă. Dacă știe cineva, așteptăm comentariile dumneavoastră. Am dat două invitații, dragii mei, mai am patru și pentru că nu mi-ați scris mesaj, rămâne Roxana cu ful-ful. Roxana, îți mulțumim, ești minunată. Ful-ful zbură pe sus, că nu avem altă variantă. Mai am, pentru că nu ne-ați dat mesaje, dragii mei, premiez eu, sper să nu vă supărați, fidelitatea. Și Toderas Nicoleta ne spune bună dimineața, vreau să premiez fidelitatea. Tanti Maria Hinț, da. Putem demonstra din 13 noiembrie de când am dat drumul la Dale Dimineții, a fost în fiecare dimineață alături de noi. Dar nu sunt ce simt. Eddie Hinz primește o invitație pentru că în fiecare dimineață de la prima postare e alături de noi, ne spune bună dimineața, mulțumim pentru materialul pe care ni l-a trimis, acea rețetă, mai așteptăm și altele. Mai am aici o pereche de dansatori de la Hunedoara, Adrian și Mihaela Mureșan. Putem demonstra, dragii mei, nu este live făcut în care să nu fie prezenți. Vă așteptăm la redacția Hunedoara 1 TV, IPH, etajul 4, să vă ridicați invitațiile, dragii mei, să mergem împreună în pași de dans în jurul lumii, alături de Mihaela Răchită, de Vlad Danciu, care e și George, la mulți ani, să trăiești, să ai o zi minunată, Vlad, și să-ți dea Dumnezeu multă sănătate. Andrei Șerbenescu va fi alături de noi, acolo în sală, probabil el va fi
comandorul navei care ne poartă în jurul lumii. Alina Monica Cărmăzan ne spune, bună dimineața, aici ne luăm la revedere, că a zis Rossi, gata. Nicol, mulțumesc, sper să ne vedem curând în aceeași formulă aici. Poate aflăm ce-i cu centrul ăla de inovație și creație și meditație. Temă de casă. Temă de casă. Dragii mei, e Sfântul Gheorghe. Distrați-vă, bucurați-vă. Nu uitați să căutați în agenda cei care poartă numele de Gheorghe, George, Georgeta. Încă o dată, la mulți ani tuturor celor care astăzi își sărbătoresc onomastica. Eu vă spun la revedere și vă spun din tot sufletul, vă iubesc, așa cum vă spun în fiecare zi, și vreau să vă rog să dăruiți din iubirea voastră celor de lângă voi. Haideți să dăm suflet lângă suflet, să punem suflet lângă suflet, să fim buni și să cucerim lumea așa cum au cucerit-o acei copii minunați din Petroșani.